Fie ca binecuvântarea Lui să ne inunde sufletul și să putem să plecăm acasă binecuvântați de El. Începem acest serviciu divin printr-un moment special. Familia Micloș dorește ca copilul lor, Robert, să fie binecuvântat. Pentru aceasta invit aici în față, pentru ca să cerem împreună binecuvântarea lui Dumnezeu asupra acestui copilaș. Înainte de a ne ruga, aș dori ca să citesc câteva versete din Cartea Geneza, de la capitolul 48, începând cu versetul 8. Israel s-a uitat la fiii lui Iosif și a zis: cine sunt aceștia? Iosif a răspuns tatălui său: sunt fiii mei pe care mi-a dat Dumnezeu aici. Israel a zis: apropie-i, te rog, de mine ca să-i binecuvântez. Vedeți, obiceiul acesta de binecuvântare a copilului este foarte vechi. Este de mii de ani. Faptul că și noi astăzi suntem aici pentru a face același lucru este un mare har și o mare bucurie că se perpetuă acest obicei de binecuvântare a celor mici. Domnul Hristos a făcut lucrul acesta și astăzi această familie vine înaintea Domnului ca să spună: Doamne, pune-ți mâna și peste copilul meu, dă-i sănătate, dă-i înțelepciune, crește-l frumos, educă-l spre slava ta și pentru împărăția ta. Lucrul acesta îl vom face. Vă invit să ne ridicăm cu toții pe picioare. Noi cei de aici ne vom pleca pe genunchi. Părinte bun și sfânt, îți mulțumim mult, Doamne, pentru că Tu binecuvântezi copiii Tăi cu sănătate, cu tot ce au nevoie. Însă cea mai mare binecuvântare pe care Tu ne-o dai nouă tuturor sunt copiii. Și, Doamne, venim să-ți mulțumim pentru toți copiii bisericii Tale. Să-ți mulțumim, Doamne, pentru că Tu-i aduni sabat de sabat în jurul Tău. Și să-ți mulțumim că Tu mereu le oferi din binecuvântarea Ta specială atunci când noi îi aducem la Tine. În mod special acum, Părinte Ceresc, dorim ca binecuvântarea Ta să fie asupra lui Robert, să fie harul Tău, Doamne, asupra lui, să-L ajuți, Doamne, ca să crească frumos înaintea Ta,
să fie binecuvântat de tine permanent. Da, Doamne, te rugăm să-i dai sănătate. Te rugăm să îl ajuți să fie educat în spiritul tău, din scripturile tale să învețe. Și, Părinte, atunci când se va face mare, să te laude pe tine prin tot ceea ce va fi el. Doamne, ne rugăm pentru mântuirea lui, ca tu, Părinte, să îl crești până acolo când, atunci când tu vei veni, el să fie până la statura plinătății lui Iisus Hristos și el să fie mântuit în felul acesta. Și ne rugăm, Părinte, și pentru părinții lui, ca această familie întreagă să fie binecuvântată de tine, să fie harul tău peste ei și peste noi toți. Îți mulțumim că nu ne lași și că tu ești Tatăl nostru al tuturor. Fii lăudat în veci. Amin. Fie ca în momentele acestea sufletele noastre să mediteze la zilele acestui an și să se orienteze către noul timp pe care ni-l oferă Dumnezeu prin Harul Său. Pentru ora aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu s-ar putea să nu fie foarte luminos, foarte optimist și foarte dulce. Însă mă rog ca acest cuvânt al său să fie util și folositor pentru noi care suntem la final de an și la final de istorie. Studiul pe care vi-l propun pentru ora aceasta este din Romani, capitolul 1. Însă, înainte de a deschide Sfintele Scripturi și de a-l citi, aș vrea ca să ascultăm o poezie rostită de sora Claudia.
atunci și azi. În iesele tu, împăratul lumii, în grajdul vitelor de rând să fii născut, e dureros. În adevăr, să nu se fi găsit atunci în tot orașul și pentru tine un adăpost, să nu se fi găsit atunci mătase în loc de paie, palate îmbrăcate în aur în loc de grajduri și gunoaie. Oh, cui ar fi trecut prin gând, oprindu-se puțin din mers, că tu nu ești un prunc de rând, ci ești păstorul bun și blând al lumilor din univers. Dar asta nu le-a dat prin minte. Nepăsătorii au mers înainte în calea lor. Oh, parcă văd cum se desprind din cadrul vremii ce a trecut icoanele acelea sfinte. Se dea până ușor prin minte păstorii și turma lor de oi și îngerii vestitori, bogații, paturile moi și ieslea umililor boi. Iar tu în iesle, mă prind fiori, te văd mai apoi printre tesle, apoi ștergând a lumii lacrămi, te lupți cu vijelii de patimi, legat apoi te duce. Și drept o bună răsplătire pentru eterna ta iubire, te spânzură pe cruce. Deșarta lume de mișei cu mintea plină de res, nici pe departe n-a înțeles că odată cu nașterea ta se naște viața pentru ei. Nemernicii, strigăm și noi când ne uităm azi înapoi. De-am fi avut viața atunci și pumni de fier, i-am fi fărâmițat sub cer și curățam de ei pământul ca de o pleavă ce o arunci, s-o ducă în haos vântul. Dar azi, când vrei din nou să vii, viața noastră să o învii și să o însenini, apoi să o muți în slăvi albastre, mă întreb cu îngrijorare. Te vom primi noi oare în casa inimilor noastre pe jilțuri moi? Ori fără teamă și senini, te vom trimite în graj de la boi? Precum ți-om împleti tot noi cu nuna cea de spini? O tendință majoră în teologia neoprotestantă a secolului 20 și secolul 21 a fost, este accentuarea iubirii lui Dumnezeu în detrimentul dreptății sale. Noi creștini pun un accent bun pe dragostea lui Dumnezeu, pentru că acest atribut al său este chiar o definiție pe care Dumnezeu și-o asumă, Dumnezeu este iubire, este dragoste, însă greșeala care se petrece este că acest accent rămâne dezechilibrat prin faptul că îi lipsește accentul celălalt din partea opusă, și anume dreptatea sa. Din cauza aceasta, foarte des auzim expresii, mai ales englezești, cum ar fi Jesus loves you. Și lucrul acesta se repetă de atât de multe ori, încât la un moment dat ne punem întrebări, dar unde mai este Dumnezeul drept? Dumnezeul dreptății. În felul acesta se zugrăvește o imagine și suntem împinși spre o imagine a lui Dumnezeu în care calitățile caracterului său sunt accentuate doar cele moi, cele inofensive, cum ar fi gingășia sa, dragostea sa, răbdarea sa, harul său, îngăduința și așa mai departe.
Balansul perfect între cele două, Dumnezeu îl plătește la cruce, acolo unde dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu se sărută. Însă pentru acest balans perfect, pentru acest echilibru, Dumnezeu își dă viața. De aceea și noi astăzi trebuie ca să îl menținem pe Dumnezeu înaintea ochilor noștri, potrivit cu Scriptura, privindu-l corect din punct de vedere teologic, un Dumnezeu al dragostei, dar în același timp și un Dumnezeu al dreptății. Acesta este echilibrul biblic. Aș dori ca în ora aceasta să las neexplorată calitatea dragostei sale, lăsând ca într-o ocazie următoare să o aprofundăm. Și să ne aplicăm acum asupra capitolului 1 din Romani, care vorbește despre mânia lui Dumnezeu. Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Romani, capitolul 1. Dacă aveți Bibliile, este important să urmăriți împreună cu mine. Romani 1, vom citi de la versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înădușesc adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurite de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu. Nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase și aici descrie degradarea morală în care au ajuns acești oameni. Și trecem mai departe la versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plini de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaci, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Capitolul acesta descrie societatea neamurilor din vremea Apostolului Pavel, urmând ca în capitolul 2 să îi trateze Pavel pe evrei, spunându-le, stați liniștiți, nu-i judecați, că nici voi nu sunteți departe. Dar capitolul 1, în mod special, vorbește despre depravarea omenirii în general. Ideea acestui pasaj este că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Chiar așa începe pericopa de la versetul 18, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Când vine vorba de mânia lui Dumnezeu, în general lumea creștină pune
o gardă. Este un subiect nu prea plăcut să te gândești și să vorbești despre mânia lui Dumnezeu. De preferabil să vorbim despre lucrurile luminoase, despre lucrurile frumoase, despre străzile de aur. Când vine vorba de mânia lui Dumnezeu, mai degrabă o negăm, o încercăm să o îndulcim. Însă, frații mei, aș prefera să lăsăm Scriptura așa cum este ea, ca să o înțelegem corect. Și nu doar mental înțeleasă corect, ci ca atitudine în fața unui Dumnezeu de plin. Există grupări, chiar în Biserica Adventistă, care cred că Dumnezeu nu numai că nu se mânie, dar El nici nu va judeca. El nu poate să pedepsească pe nimeni, spun acești oameni. Dumnezeu nu pedepsește. Dumnezeu, la sfârșit, probabil că nici nu va exista o judecată, pentru că Dumnezeu este iubire, este dragoste. El nu poate să-și pedepsească copiii săi, așa cum explică Apocalipsul și celelalte cărți ale Bibliei. Așadar, respingem gândul acesta, pentru că este neplăcut. Se ridică totuși trei întrebări legate de capitolul 1 din Romani și legate de mânia lui Dumnezeu. Prima întrebare ar fi, ce este mânia lui Dumnezeu? Ce este mânia lui Dumnezeu? Consider, cred, că mânia lui Dumnezeu o putem înțelege doar dacă o comparăm cu harul său. Și de asemenea, mânia lui Dumnezeu o putem înțelege doar prin prisma harului lui Dumnezeu care se descoperă din abundență, din belșug. Când vine vorba de har, Dumnezeu nu este zgârcit. De aceea, haideți să înțelegem harul pentru ca să putem înțelege mânia lui Dumnezeu. Dacă harul este acțiunea plină de îndurare a lui Dumnezeu, dacă harul este mila sa nesfârșită, atunci mânia lui Dumnezeu este reacția lui plină de repulsie față de păcat. Mânia lui Dumnezeu este o reacție, este o profundă aversiune față de rău. Dumnezeu nu suportă păcatul. Între Dumnezeu și păcat nu există nicio legătură, niciun pod, nicio simpatie. Când vine vorba de orice păcat, la orice nivel ar fi el, cât de mic sau cât de mare ni s-ar părea nouă, pentru Dumnezeu acel păcat este profund respingător. Iar lucrul acela îi stârnește lui Dumnezeu o mânie pe care numai Dumnezeu o poate avea. Mânia lui Dumnezeu, în același timp, putem spune că este diferită față de mânia omului. Nu putem compara mânia noastră cu mânia lui Dumnezeu. De obicei, mânia noastră este plină de răutate. Mânia noastră este plină de invidie. Se compară cu ceilalți. Este o pierdere cu firea, până la urmă. Mânia noastră este plină de ciudă, este răzbunătoare. Nu putem pune în dreptul mâniei lui Dumnezeu caracteristicile mâniei noastre, pentru că mânia lui Dumnezeu este o ostilitate sfântă, sacră, față de rău și față de păcat. Am putea adăuga multe lucruri. Mânia lui Dumnezeu este de asemenea și refuzul său de a scuza păcatul. Este refuzul lui Dumnezeu de a scuza greșeala, păcatul. Este refuzul lui Dumnezeu de a accepta păcatul meu. Este dreapta lui judecată împotriva acestuia. În linii mari, cam aceasta este mânia lui Dumnezeu. A doua întrebare care se justifică când vine vorba de mânia lui Dumnezeu este următoarea. Împotriva cui se mânie sau se arată mânia lui Dumnezeu? Împotriva cui? Și aș vrea ca să lăsăm versetul să răspundă, textul pe care l-am citit să răspundă la această întrebare.
chiar în versetul 18, chiar în primul verset pe care l-am citit, Dumnezeu ne răspunde la întrebarea aceasta, împotriva cui se arată mânia sa. Și acolo spune așa, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnădușesc adevărul în nelegiuirea lor. Mânia lui Dumnezeu este stârnită împotriva oricărei nelegiuiri, oricărei necinstiri, împotriva oricărui păcat al omului care înnăbușe, care sugrumă adevărul în nelegiuirea lor. Esența păcatului este necinstirea lui Dumnezeu. Bunătatea, pe de altă parte, în esența ei, este cinstirea și lauda pe care i-o dăm Domnului. Oamenii care înnădușe, care sugrumă adevărul, cum spune versetul, în conștiința lor, în nelegiuirea lor, știu care este binele. Știu care este binele. Însă în ciuda faptului că știu care este binele, în ciuda faptului că recunosc că Dumnezeu este Cel care dă binele, este Cel care promovează și înalță binele, este Cel care oferă adevărul omenirii, totuși sufocă în mod deliberat adevărul în nelegiuirea lor. Se întâmplă, vi se întâmplă, mi se întâmplă, e o întrebare retorică, să facem un lucru rău, păcat înaintea lui Dumnezeu și în momentul acela toate becurile minții să se aprindă și să ne spună nu, nu este bine. Binele este altul, adevărul este altul. Și cu toate acestea, noi să mergem mai departe? Se întâmplă asta? Atunci, oare, când se întâmplă asta cu mine, nu sufoc eu adevărul lui Dumnezeu în nelegiuirea mea? Atunci când oamenii merg pe drumul acesta conștient, deliberat, hotărât, atunci mânia lui Dumnezeu este stârnită. Cred că lucrurile trebuie echilibrate. Dragostea lui Dumnezeu infinită trebuie echilibrată de dreptatea Lui. Să nu ne amăgim la gândul că merge și așa înaintea lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu. A treia întrebare la care îmi propun să încercăm un răspuns. Cum se arată ea? Cum se arată mânia lui Dumnezeu? Când vine vorba de mânia lui Dumnezeu, ne gândim imediat la trăznete, nu? Este chiar expresie populară, te trăznește Dumnezeu. Și lucrul acesta nu este departe de adevăr, pentru că dacă ne gândim la mânia viitoare, ne gândim și știm din Scripturi că mânia viitoare, judecata finală a lui Dumnezeu, este o judecată ofensivă, dacă ar fi să o numim așa. Adică Dumnezeu pedepsește în mod activ în acele vremuri care vor veni. Însă găsim în Scripturi și implicit în Romani, capitolul 1, felul în care mânia lui Dumnezeu se arată aici pe pământ puțin diferit de cea viitoare. Este o altfel de exprimare a mâniei sale. Dacă prima este una ofensivă cu referire la mânia judecata viitoare, dacă este ofensivă, mânia aceasta pe care o putem, sau pe care Dumnezeu și o manifestă astăzi, poate să fie una defensivă. E o expresie poate inventată, o mânie defensivă. Însă aș vrea ca să mă explic. De fapt, să lăsăm Scriptura să se explice. Mânia lui Dumnezeu se poate manifesta prin a fi lăsați în pace. Și să ne ferească Dumnezeu să fim lăsați în pace de El vreodată. Când te lasă Dumnezeu în pace, e grav. Atunci guști mânia sa. Spun asta pentru că așa găsim în acest capitol, care din punctul meu de vedere este extraordinar, acest capitol al Romani, din Cartea Romani. De trei ori se explică cum se manifestă mânia lui Dumnezeu în acest capitol. Să citim versetul 24,
primele rânduri. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor. Versetul 26. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Versetul 28. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Mânia lui Dumnezeu din versetul 18, care se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri și nelegiuire a oamenilor, se manifestă în felul acesta care de trei ori apare. Dumnezeu în 24 i-a lăsat, i-a lăsat, i-a lăsat. Mânia lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că îi lasă, prin faptul că își ridică mâinile deasupra lor. Mai întâi i-a lăsat să își urmeze pofta, apoi să își urmeze patima și apoi să facă lucruri neîngăduite. Este o gradare a căderii acestor oameni și a mâniei lui Dumnezeu. Mânia sa, așadar, operează nu prin intervenție, nu prin intervenția sa directă, ci tocmai prin lipsa intervenției sale. Dumnezeu îi abandonează pe păcătoși încăpățânați, lăsându-i să meargă pe propriul drum. Este actul său judiciar. Care este rezultatul? Apostolul Pavel oferă un rezultat în 21 de puncte, 21 de nelegiuiri care le găsim în lista aceea pe care am citit-o. Viclenie, lăcomie, răutate și așa mai departe. Frații mei, Dumnezeu este plin de iubire, dar este și un Dumnezeu care se mânie. Să ne ferească Dumnezeu de mânia lui Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu de a fi lăsați în pace vreodată. Iar mânia lui Dumnezeu este tot timpul împotriva păcatului, a nelegiuirii. Nu suportă să vadă în viața copiilor săi plăcerea de a păcătui. Însă, ce mă uimește cel mai mult este că Dumnezeu vrea ca și noi să fim ca și El. Mânia aceasta, Dumnezeu ar vrea ca să o simțim și noi și aceeași aversiune pe care El o are față de păcat și noi să o avem față de rău și păcat. Nu față de păcătoși, ci față de păcat, de păcatul nostru. De fapt, Geneza, capitolul 3, cu versetul 15, care este Evanghelia în sâmburele ei, care este vestea bună în esența ei, spune așa: vrăjmășie, răutate, dușmănie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Vestea bună este că Dumnezeu nu lasă lucrurile așa cum ele încep să meargă înspre moarte și păcat și rău, ci vestea bună este că Dumnezeu va face, va schimba lucrurile în așa fel încât eu, dintr-un mare păcătos, să ajung un neprihănit în sângele mielului Iisus Hristos și să am ură, displăcere și aversiune față de tot ce este păcat și rău. Și între mine și păcat să existe război. Așa este El, așa simte El și la fel vrea ca și eu să simt. Vă invit acum, la cumpăna din 3 ani, să îl luăm în serios pe Dumnezeu. Acesta nu este un joc. Încheiem un an și începem altul. Dumnezeu este plin de îndurare și har, dar se mânie când eu, păcătosul, îmi bat joc de harul său. Întrebarea Apocalipsului este: până când, Doamne?
până când vei suferi și vei suporta. Poate că era potrivit un alt subiect, mai luminos, spuneam. Însă l-am ales acesta al mâniei lui Dumnezeu, pentru că și la final de lume, nu doar la final de an, Apocalipsul se încheie la fel. Vorbește despre mânia mielului, nu? Și mai spune un lucru Apocalipsul. Așa își încheie Dumnezeu cartea sa. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Voi care vă aflați la sfârșit de an, la sfârșit de mileniu, la sfârșit de lume, la sfârșit de istorie, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Dacă îmi doresc, dacă vă doresc ceva, acum la sfârșitul anului, lucrul acesta este să nu vă lase Dumnezeu în anul 2015. Dacă îmi doresc ceva pentru anul 2015, este ca Dumnezeu să nu mă lase în pace deloc. Să mă bată la cap. Să se țină de mine. Că atunci când Dumnezeu ne lasă, aia e mânia Lui. Dacă vă doresc ceva și îmi doresc ceva acum la final de an, este ca Dumnezeu să mă facă și să vă facă sfinți. Pentru că despre asta este vorba. Și de asta venim aici, an după an, sabat după sabat. Și lucrul acesta este posibil prin harul său și prin mila sa pe care el și-a manifestat-o la crucea Golgotei, când ne-a iubit până la capăt. Pentru dragostea lui Dumnezeu, pentru dragostea lui Dumnezeu, haideți în 2015 să nu-L supărăm, să nu se mânie pe noi. Amin.